Ciobanu este pasionat de lumea circuitelor de la 6 ani. La vârsta de 7 ani a creat un radio și a lucrat peste 25 de ani la Electrica. Domnul Ciobanu, mașinuța din fața noastră nu s-a oprit de vreo oră. De ce? Nu se oprește niciodată pentru că este un... acolo există un autogenerator de curent magnetic, da? Care furnizează mai multă energie decât consumă mașina. La scară largă, ceea ce pare o jucărie ar putea să devină autoturism? Da, da, fără discuție. Și putem avea, de exemplu, autogeneratoare magnetice de curent și să facem în așa fel încât oamenii să nu mai plătească curentul electric. Iată. Să avem... Brevetată mașinuța? Nu. Nu, pentru că nu am posibilități materiale ca să brevetez toate invențiile pe care le am. Dacă invenția ar fi folosită, automobilele hibrid nu ar mai avea nevoie de motoare cu ardere internă. Formăm un vortex de electron care face să lucreze atât magnetul, se împlata magnetic, cât și circuitul electronic și vedem ce obținem. Formăm imediat o spirală. Ia uitați-vă ce se întâmplă cu tensiunea. Dintr-o dată avem mai mult curent decât avem nevoie. Dintr-o dată. 7 volți. Ori eu am aici 3,6 volți. Nu se poate opri. Ideea mea a fost să creez un motor cu autoalimentare, adică el să se alimenteze singur. Bucureșteanul este un inventator pasionat de 45 de ani. Recent a creat din deșeuri de polistiren un lac antiputrezire, care face lemnul extrem de rezistent. Acum lucrează la o vopsea care își poate schimba culoarea în funcție de mediu și care ar fi utilă pentru uniformele militare.